Salutare tuturor, eu sunt Cristinel și astăzi o să vorbim despre zvonul închiderii Cartoon Dar înainte de a începe acest video, aș aprecia foarte mult dacă ați da un like și v-ați abona, iar ca o mic reminder, cei care urmăriți clipurile nu sunteți abonați. Deci, să începem! Cartoon Network, fiind canalul copilăriei multor generații, a spus că nu se închide, în ciuda zvonurilor care circulă pe rețelele de socializare de câteva zile. Îngrijorările au apărut după ce compania mamă, Warner Bros. Discovery, a anunțat concedieri pentru echipele de animație. Cartoon Network este un canal de televiziune din SUA care difuzează desene animate. A fost fondat și lansat în România pe data de 1 septembrie 1998 în limba engleză, iar pe data de 30 septembrie 2002 parțial în limba română, ulterior urmând să fie tradus în totalitate. Canalul de televiziune a transmis vineri 14 octombrie pe Twitter pentru a alunga temerile că se închide. În urma unor rapoarte de marți potrivit cărora compania mamă Warner Bros Discovery a concediat 82 de angajați în departamentele sale de scenarii și animație. Disponibilizările fac parte din eforturile con de reducerea costurilor cu 3 miliarde de dolari după ce Warner Bros. a fuzionat cu Discovery în aprilie pentru a forma un nou val de divertisment, să zic așa. De-a lungul anilor, Cartoon Network a difuzat desene animate emblematice precum Scooby-Doo, Insula Dramei Totale, Familia Flintstone și lista mai poate continua. Și nu cred că s-ar închide Cartoon Network, fiindcă recent au împlinit 30 de ani de când s-a lansat, să zic așa. Plus că este un zvon foarte mare și nu este totul foarte adevărat și nu mai credeți ce scrie pe net, fiindcă nu Cartoon Network se închide, ci Cartoon Network Studios, adică acesta urmând să se fuzioneze cu Warner Bros. Discovery, care a fost cumpărat de Discovery, de aceea îi zice Warner Bros. Discovery și nu îi mai zice Warner Bros. Dar cam atât a fost cu acest video, cu voi a fost Cristinel și noi desigur că ne revedem data viitoare.